poți să oprești această muzică de gangstereală. Bună seara, oameni buni, încă o dată aplauze pentru Sergiu Mirică, care a fost aici pentru voi în această seară absolut minunată. Aplauze pentru el. Bună seara, oameni buni, numele meu este Joe Adrian și este o reală plăcere și onoare să fiu aici în fața voastră. Vă mulțumim din suflet că ați venit, sunteți absolut minunați. Minunați! Pentru cine nu știe lucruri despre mine, ce-mi place mie să fac este să trag concluzii. Asta fac toată ziua, stau acasă, trag concluzii. Și ultima concluzie la care am ajuns este că nimănui nu-i place jobul pe care îl are. Bă, și e foarte bine că acum îi zice job. Că sună cumva occidental. Că înainte îi zicea foarte comunist, îi zicea servici. Te întreba cineva dimineața unde te duci și tu răspundeai la servici. Și de fiecare dată, absolut de fiecare dată, apărea lângă tine din senin, din nimic, apărea lângă tine un bulangiu care se uita așa superior la tine și spunea: vezi că e serviciu, nu servici. Bă, și tu te uitai înapoi în ochii lui și cu înaltă considerație pentru cunoștințele sale gramaticale îi spuneai: marș-mă de aici. Pentru că tu erai tras de la 7 dimineața ca să ajungi la servici. Tu n-aveai timp de prostii. Și acum credeți-mă, în general, să te trezești la ora 7 ca să te duci la job nu este natural, pentru că la ora aia toată natura doarme. Toată! Ești treaz tu, alți oameni care se duc la job și vrăbiuțele. Care, să recunoaștem, sunt cele mai muiste dintre păsări. Pentru că la ora 7, indiferent de ziua săptămânii, indiferent de anotimp, vrăbiuțele ciripesc, bă, băiatule. Eu sunt convins că din punct de vedere evolutiv aceste vrăbiuțe sunt motivul pentru care au apărut păsările răpitoare. Sunt convins! Eu sunt convins că la începutul evoluției nu existau păsări răpitoare. Toate păsările formau o comunitate strânsă și fiecare pasăre avea jobul ei. Erau berzele care construiau cuiburi pentru că le făceau mari și frumoase. Erau vulturii care vânau viermișori pentru că erau cei mai agili. Și erau vrăbiuțele care nu făceau nimic. Practic erau influencerii comunității respective. Se trezeau în fiecare dimineață la 7 și începeau daily vlog-ul cu cirip, cirip, Johnny-lor, cirip, cirip! Ciripim spre Ciocănești, dar mai înainte facem repede un control My Life unde voi decideți ce mănânc la micul dejun, semințe de susan sau viermișori, cirip, cirip! Într-un colț, doi vulturi proaspăt treziți din somn se uitau unul la altul. Și primul îi zice celul de-al doilea: coaie, eu l-omor. La care celălalt răspunde: lasă asta, acum că ne-am trezit, hai să mergem la servici. În spatele lor apare vrăbiuța care le spune: cirip, cirip, Johnny-lor, grijă mare la gramatică, vedeți că e servici, nu servici, cirip, cirip. Vă dați seama că n-am mai rezistat și l-a omorât pe nenorocit. Și așa au apărut păsările răpitoare. Asta este explicația mea științifică. Fac o paranteză apropo de Dorian Popa. Nu vi se pare că vlogul lui Dorian Popa te urmărește? Chiar dacă tu nu urmărești vlogul lui Dorian Popa? Nu vi se pare că mergeți liniștiți prin casă și din spate se aude hăț, hăț? Eu a trebuit să mă trezesc foarte multă vreme la 7. M-am trezit în perioada în care am lucrat la hotel. Am lucrat foarte multă vreme la hotel. Am lucrat la recepție. Și ce era foarte drăguț acolo la recepție e că aveam ceai și cafea pentru oaspeți. Și a venit într-o zi un domn, foarte simpatic de altfel, și exact cu vocea asta, vă dau cuvântul meu, exact cu vocea asta, mi-a spus: aș vrea și eu un ceai. E pentru soția mea, știți? E însărcinată. Și am zis ok și l-am întrebat: miere vă pun? Și l-a stat puțin pe gânduri și a răspuns: nu știu dacă are voie, știți? E însărcinată. Și a plecat pe terasă. Eu i-am făcut ceaiul fără miere, așa cum m-a rugat, și m-am dus să îl duc. Și pe terasă era omul meu așezat la o masă. Lângă el era soția lui, care într-adevăr era însărcinată. Doar că soția lui fuma, bă, băiatule. Bă, și eu stăteam cu ceașca aia de ceai în mână și mă uitam la el cu o față de: bă, dar ești nesimțit. Nu știu dacă nevastă ta are voie miere, dar are voie să fumeze. Bă, dar ești nesimțit? Și el se uita la mine cu o față senină de: știți?
e însărcinată. Dar nu-l păstrăm. Nu trebuie să vă faceți griji, pentru că în apărarea ei, femeia și fuma țigări slim. Și știm cu toții că țigările slim fac canciula subțire. Canciula pe care nici nu-l simți. Nici nu te râchie pe gât, ce să mai. Pentru că acum nu știu dacă știți, dar și țigările fac cancer în funcție de tipul lor. Pentru că sunt țigările normale care fac cancerul normal. Cancerul pachet de bază. Adică n-ai niciun fel de opțiuni pe el. N-ai aer condiționat, n-ai încălzire în cancer. E pachetul de bază. Sunt țigările rulate din tutun care fac cancerul muncitoresc. Cancerul la care a tras tare ca să ajungă unde este. Și sunt, bineînțeles, trabucurile care fac cancerul bogaților. Cancerul la care atunci când intră în organism sunt globulele albe la intrare. O, da, poftiți, poftiți, domnul cancer, poftiți, poftiți. Avem un separeu pentru dumneavoastră în plămânul stâng, poftiți, poftiți. Nu vă văd, oameni buni, dar vă simt energia și sunt fumători în acest moment care au energia aia de coi, oprește, termină, știu că murim, oprește, oprește, oprește. Și nefumători au energia aia de ha-ha, muriți, futu-vă în gură, muriți! Cum v-am spus mai devreme, eu am lucrat la recepție. Am lucrat în ceea ce se numește domeniul relațiilor cu clienții. Nu știu dacă în acest moment sunt printre voi oameni care au lucrat sau lucrează în domeniul relațiilor cu clienții. Poate sunt oameni care au lucrat sau lucrează într-o recepție, cum a fost cazul meu. Poate sunt chelneri sau ospătari. Prostituate, de ce nu? E și ăsta un domeniu de lucru cu clienții? Ei bine, vreau să vă spun că în acest domeniu există un tip de client pe care orice ai face, este absolut imposibil să-l mulțumești. Genul acela de client care îi mănâncă într-un restaurant, după care lasă un review la modul mâncarea a fost bună, servirea ireproșabilă, dar angajații puteau să aibă și ei zâmbetul pe buze. Ce dacă poartă măști, să aibă și ei zâmbetul pe buze. 3 stele. În hotelul în care lucram, acest tip de clienți, eu i-am denumit clienți cu bani care se plâng ampulea, pentru că aveau foarte mulți bani și niciun motiv să se plângă, pentru că totul era impecabil. Și clienții cu bani care se plângeau ampulea, de cum ajungeau, urcau în cameră, sunau la recepție și începeau să se plângă. Spuneau lucruri de genul, de ce e camera mică? Sau, de ce e camera mare? Sau, de ce sunt pernele moi? Vă dau cuvântul meu, am avut o clientă care a sunat la recepție și a întrebat, de ce sunt pernele moi? Bă, și n-am putut să mă abțin. Și am spus, doamnă, dacă ați fi fost mai atrăgătoare, probabil s-ar fi întărit. Și atât de tare urăsc acest client cu bani care se plâng ampulea, încât în perioada când stăteam la recepție, tot ce făceam era să-mi imaginez diverse pedepse pentru ei. Imaginam, de exemplu, cum mă duc acasă la un client cu bani care se plânge ampulea și mă duc direct la colecția lui de vinuri scumpe. Și de acolo iau cel mai scump vin din colecție. Și ca să-i fac în ciudă, torn vinul într-un pahar de plastic. După care îl beau cu gheață și apă minerală. Clientul cu bani care se plânge ampulea începe să se plângă, eu îi futuna după ce afă și spun, bă, taci drea. După care mă duc la mașina lui scumpă și de parbriz agăț toate cruciulițele și toate iconițele pe care le găsesc. Și piesa de rezistență, agățat de oglinda retrovizoare, un brăduleț parfumat la 2 lei. Clientul cu bani care se plânge ampulea începe iară să se plângă, eu iar îi futuna după ce afă și spun, bă, taci drea. Și cu mașina astfel împodobită, mergem la o șaormerie de cartier, de unde eu îmi iau cea mai împuțită șaorma pe care o găsesc cu ceapă, sos de usturoi, căcat dacă au iroc să-mi pună, și șaorma aia o mănânc în mașină. Clientul cu bani care se plânge ampulea nu mai rezistă și strigă, acum miroase ca dracu, eu-i fut una după ce a fost și spun, bă, taci dracu, păi de-aia am pus brăduțul în pula mea. Și pentru că am avut de-a face cu astfel de clienți, eu, acum, orice s-ar întâmpla într-o cameră de hotel în care stau, eu nu mai pot să mă plâng. Și vă dau cuvântul meu, anul trecut s-a întâmplat o chestie înfiorătoare. Este o poveste 100% reală. Anul trecut, eu eram în turneu cu Micuțu și Claudiu Pop. Și în acest turneu, la un moment dat, am stat într-un hotel de 5 stele. Pentru că da... Asta se întâmplă când mergi în turneu cu Micuțu și Claudiu Popa. Uneori stai la hoteluri de 5 stele.
Și la acest hotel, eu stăteam în cameră cu Claudiu Popa. Și Micuțu stătea singur în cameră. Să ne înțelegem, Micuțu merită să stea singur în cameră, da? Este un om care a muncit foarte mult, a ajuns în vârf, merită să stea singur în cameră și eu merit să stau Claudiu Popa. Ei, și în camera în care stăteam eu cu Claudiu Popa, în cameră, în baia camerei în care eu stăteam Claudiu Popa, în baie, pe unul dintre pereții din baie era o dâră de căcat. Vă dau cuvântul meu, nu vă mint cu nimic, o dâră de căcat. Bă, zici că cineva suflase curul acolo, pe cuvântul meu. A acoperit o bucă, a făcut... dâră de căcat. În momentul când am văzut acea dâră de căcat, am făcut un lucru de care nu sunt mândru până în ziua de astăzi. L-am acuzat pe Claudiu Popa că ar fi dâra lui de căcat. L-am tras de guler, l-am luat în baie și am spus: asta e dâra ta de căcat. Și el a spus: nu e dâra mea de căcat. Și eu am spus: demonstrează. Și el a spus: e întărită. Și eu am spus: ai dreptate. Pentru că dâra de căcat era întărită. Iar noi ajunseserăm în cameră doar de câteva minute. Și dacă Claudiu ar fi lăsat acea dâră în primele secunde, tot n-ar fi avut timp să se întărească. Înțelegeți? Eu acum știu la ce vă gândiți. Vă gândiți probabil: dar Geo, dacă Claudiu a lăsat acea dâră de căcat în primele secunde, după care a luat feonul și a uscat-o ca să pară că e întărită. Oameni buni, dacă gândiți asta, eu vă spun un singur lucru. E foarte posibil. Doar că n-aveam suficiente dovezi ca să-l acuz, înțelegeți? Așa încât, nervos, am dat buzna pe ușa camerei și am coborât către recepție, cu gândul să mă plâng. Și în momentul în care mă îndreptam către recepție, lângă mine a apărut acel George, care lucra și el la recepție și avea de-a face cu clienți cu bani care se plâng ampule. Așa, acel George mi-a futut una după ceafă și mi-a spus: bă, taci, dracu. Dar nu aș vrea să credeți că în acel hotel s-au întâmplat numai lucruri rele, nu. În acel hotel a fost pentru prima dată când eu am avut parte de un masaj de relaxare. Masajul de relaxare, după cum îi spune și numele, îți relaxează tot corpul. Ce nu știam eu înainte să fac acest masaj e că pe lângă faptul că îți relaxează tot corpul, îți relaxează și acea supapă de evacuare a organismului. Gaura curului, la asta mă refer. Îmi cer scuze dacă am fost vulgar, dar am vrut să fim cu toții pe aceeași lungime de undă. Sigur, aș fi putut să folosesc termenul medical, acela de sfincter. Să fi spus: se relaxează sfincter. Bă, dar parcă prea sună important, sfincter. Parcă prea sună așa artefact pe care îl găsești într-o piramidă egipteană. Sfincter! Parcă îmi și imaginez așa doi exploratori cu torțe în mâini, în camera mortoară a unei piramide, cel din față se întoarce către cel din spate și îi spune: ai grijă să n-atingi sfincterul, că murim amândoi. Mai fac doi pași din spate, se aude: a, la dracu, l-ai atins. Deci să spunem că în timpul masajului, ca să fim pe acele lungime de undă, să spunem că s-a deschis acea ușiță care curăță organism. E, în momentul când a văzut că ușița este deschisă, un pârț care se afla prin apropiere s-a gândit să iasă puțin afară, să ia o gură de aer. Eu l-am simțit că dă să iasă și am strâns bine ca să-i opresc ieșirea. În momentul când a văzut că i-am trântit ușa în nas, pârțul s-a ofticat și și-a chemat prietenii să vină să-l ajute. Eu până în acel moment n-am știut că pârțurile pot avea prieteni. Dar credeți-mă, au! Și sunt niște prieteni foarte, foarte săritori, pentru că în mai puțin de 3 secunde, în fața ușiței, s-au adunat undeva la 8-12 pârțuri. Nu le-am numărat, dar se simțeau a fi 8-12 pârțuri. Înarmate cu bâte, topoare și un berbece care să spargă ușița. Eu cred că, fără să vreau, m-am luat de un pârț dintr-un clan mafio de pârțuri. Așa cred. Altfel nu-mi explic de ce așa multe, de ce înarmate, plus că vorbeau țigănește, ceva era în neregulă. Norocul meu a fost că la un moment dat doamna masioză m-a întors cu fața în sus și așa am putut să le opresc ieșirea. Din păcate, asta l-a enervat și mai tare pe pârțuri, pentru că abia atunci au început să folosească berbecele. Acum, eu nu știu ce fel de ușițe aveți voi, dar ușița mea nu e o ușă medievală păzită de doi cavaleri.
E mai degrabă o ușiță de bordei? Mai suflă vântul pe la crăpături? Ce încerc să spun e că nu rezistam mult, asta e clar. Și pe lângă asta, mă confruntam cu o altă problemă. Pentru că tot sângele pe care doamna masează îl masase de prin corp, odată întors cu fața în sus, se dusese în singurul loc care rămăsese nemasat. Și eu m-am trezit cu dita mai erecție. Și doamna masează a coborât, a văzut că aveam erecție, i-am mai dat 50 de euro și m-am bășit liniștit. N-am avut treabă. Aș vrea să vorbesc puțin despre diferențele dintre bărbați și femei. Pentru că, să recunoaștem, bărbații și femeile suntem extrem de diferiți. Și mi-am dat seama că aceste diferențe apar pentru că noi ne situăm la poli opuși ai altruismului. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că, pe de o parte, bărbații extrem de egoiști. La polul opus, femeile extrem de altruiste. Gândiți-vă că noi bărbați suntem atât de egoiști încât am luat un verb care are o conotație pozitivă, verbul a da, care are sensul de a dărui. Și am făcut expresia a da muie, pe care de fiecare dată o spunem cu foarte mare mândrie. I-am dat muie! I-am dăruit pulă în gură, este! Bă, o spunem cu atâta mândrie de parcă îi facem un bine femeii respective. De parcă toți bărbații suntem niște mici medici, ne punem așa ochelarii pe nas și mergem să povestim băieților, le spunem: bă, băieți, era mea recită zilele trecute, nu-i mai trecea, bă, băiatul, nu-i mai trecea. Noroc cu mine, am pus repede la pulă. În 5 minute a fost pe picioare, bă, n-am avut treabă, bă. La polul opus, femeile extrem de altruiste, ele fac o muie. Ele construiesc acel sex oral, cât de frumos. O femeie poate să vină în grupul ei de prieteni și să spună: fetelor, măi, l-am văzut pe Mihai zilele trecute. Stătea trist, supărat, într-un colț. M-am dus la el și l-am întrebat: Mihai, de ce ești trist? Și el s-a întors către mine și cu ochii mari și umezi mi-a spus: n-am muie. Fetelor, mi s-a rupt sufletul pe cuvântul meu, n-am putut să mă abțin. Așa încât l-am întrebat, i-am spus: Mihai, vrei să-ți fac o muie? Și el iară s-a întors către mine și cu vocea suavă, cristalină, mi-a spus: Gândiți-vă că noi bărbații suntem atât de egoiști încât toată viața noastră o construim pe un verb egoist, verbul a băga. Tu, ca bărbat, dacă ți-e foame, bagi în tine. După care ieși în oraș să bagi câteva beri. În oraș vezi o tipă de care îți place, te duci la ea să te bagi în seamă, cu scopul să o bagi în pat, ca să-i bagi pula în pizdă. Tipa te refuză, așa că foarte supărat te duci acasă să te bagi la somn, nu înainte să bagi o labă. Și pentru că suntem atât de diferiți, relațiile sunt dificile. Mie îmi place să compar începutul oricărei relații cu instalarea unui software pe calculator. Pentru că atât la relații cât și la software există la început niște terms and conditions. Și ca pe orice terms and conditions, normal că nu le citești. Dai scroll în jos, bifezi sunt de acord și sper să n-aibă virus. Și relațiile sunt dificile pentru că se transformă pe parcurs. Gândiți-vă numai la cum se transformă sexul pe parcursul relației. Pentru că, să recunoaștem, la începutul oricărei relații e sexul cel mai bun. La începutul relației amândoi sunteți ca două staruri porno care concurează pentru o mărire de salariu. Atât de bun e sexul. La începutul relației, orice film văzut împreună devine un prilej de a face sex. Cu timpul, orice prilej de a face sex devine un film văzut împreună. Și întotdeauna, când vine vorba de sex, întotdeauna femeia e cea care decide când se întâmplă sexul. Niciodată bărbatul, întotdeauna femeia. Din acest punct de vedere, femeia e ca o regină. Ea stă pe tronul ei, are sceptrul în mână, pieptul înainte, privirea dârză în față și apari tu. Bufonul, care încerc să impresionez cu trucuri, cu scamatorii. Uite, fata, că am luat nota și o plătesc numai eu. Ehei! Și la un moment dat, de pe tronul ei,
Femeia dă cu sceptrul de pământ și spune: oprește-te! Și apoi, desfăcându-și picioarele: poți să intri! Stai! Să te descalți la intrare! Și începutul relației este perioada în care bărbatul primește sex în fiecare zi. Pe măsură ce relația avansează, bărbatul primește sex doar dacă e băiat bun și dacă face ce trebuie. Practic, cu timpul, bărbatul devine un câine dresat, iar sexul este recompensa de la final. Pentru că vine doamna acasă la final de zi și încă din pragul ușii întreabă: ce face băiatul? A făcut curat băiatul așa cum l-am rugat? A făcut? Bravo, băiat! Bravo, băiat! Atunci, hai la sex, băiatul! Hai la sex! Hai, băiatul! Hai la sex! Nu, 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 nu! Rău, băiat! Nu, nu, nu! Nu mai da laba! Hai la sex! Și cu toate că relațiile sunt dificile, cu toate că relațiile sunt complicate, îți dorești să fii cu cineva. Mai mult decât atât, îți dorești să locuiești în aceeași casă cu cineva. Cineva care să ciocăne la ușa WC-ului la 5 minute după ce ai intrat tu și cu voce suavă să-ți spună: iubire, mai stai mult că mă piși pe mine, vrei? Vrei, de exemplu, să dormi în același pat cu cineva? Cineva care să te strângă tare, tare în brațe și cu aceeași voce suavă să-ți spună: iubire, sfori, du-te-n pizda, mătii, vrei? Vrei, de exemplu, să vii acasă pe la 5-6 dimineața după ce ai băut câteva pahare de vin în plus și să te întâmpine cineva? Cineva care să te sprijine atunci când te clatini și cu aceeași voce suavă să-ți spună: iubire, iar ai băfutu-s morții, mătii de bețiv, că știai că tu faci la fel și de aia s-a îmbolnăvit și mai câteva din mine și așa o să-mi faci și tu mie, futu-te în gură! Vrei? Vrei? Pentru că dacă nu, e singur, iar singurătatea este apăsătoare. Credeți-mă, eu sunt singur de foarte multă vreme. Și la un moment dat, singurătatea era atât de apăsătoare încât la garsoniera unde locuiesc am scos toate gecile din dulap și le-am pus în cuier doar ca să pară ca musafir. Și pe lângă faptul că e apăsătoare, singurătatea te transformă. Eu, stând singur, m-am transformat într-o gospodină de 40 de ani. Știți cum mi-am dat seama de asta? Mă bucur la promoții în supermarketuri. Bă, și nu știi ce promoții. Nu e cumperi o pâine, primești o mașină gratis, nu! Ultima promoție la care m-am bucurat a fost odorizant WC 1 plus 1 gratis. Eu mai aveam odorizant de WC în WC, dar atât de bucuros am fost încât am luat promoția respectivă, m-am dus repede acasă, am apăsat pe buton până s-a consumat tot odorizantul pe care l-aveam deja în WC și cu mare bucurie am pus unul nou. Am apăsat din nou pe buton, am văzut că nu face suficient de mult albastru și exact ca o gospodină mi-am pus o mână în șol și am spus: a, deci de asta sunt la promoție. Și în orice relație, inevitabil, oricât ar fi de fericită, inevitabil, apar certurile. Și mi-am dat seama că majoritatea certurilor apar din cauza noastră, a bărbaților. Pentru că, din păcate, noi bărbații suntem ca niște copii. Și cel mai bine mi-am dat seama de asta ieșind în oraș cu alte cupluri. Pentru că atunci când ieși în oraș cu alte cupluri, vine acel moment al seriei în care primul cuplu trebuie să plece acasă. Și de regulă acel moment se întâmplă în felul următor. Vine iubita la iubit și îi spune: iubitule, hai să mergem acasă. Și la auzul acestor cuvinte, brusc, acel bărbat falnic, impunător, se transformă într-un copil. Pentru că lasă așa un pic capul între umeri, buza de jos la înaintare, privirea în jos și spune: dar nu vreau să mergem acasă, nu pot să mai stau. 5 minute și mergem, promit, 5 minute, promit. Și pentru care de-a face cu un copil, femeia se transformă și ea în mamă și spune: nu, nu că la tine 5 minute se fac 5 ore că te cunosc, treci acasă. Și copilul începe să aibă toane și spune: dar nu vreau să merg acasă, ia-te la Marius, Marius mai stă, eu vreau să stau cu Marius, vreau să stau cu Marius. Și femeia ridică și ea puțin tonul și spune: măi, eu cu cine vorbesc? Marius nu se trezește mâine la 7, tu ai servici mâine la 7, treci odată acasă. Și odată ajungi acasă, bărbatul, pentru că este copil, continuă să fie bosunflat. Dar femeia, pentru că este mamă, matură deci, știe că nu e bine să pleci la culcare supărat pe persoana iubită. Așa încât, înainte de culcare, din pragul ușii dormitorului, îi șoptește cuvintele pe care vrea să le audă orice bărbat.
Hai băiatu, hai la sex! Oameni bune, ați fost absolut, absolut minunați. Vă sunt recunoscător pentru această seară. M-am simțit fericit pe scenă, mă înclin în fața voastră. Eu am fost Joe, vă rog să-l primiți cu multe aplauze pe Micuțu. O seară faină, pa!